gestul făcut de Florin Salam în memoria lui Costel Corduneanu. Florin Salam spunea, în urmă cu câteva zile, că este alături de familia lui Costel Corduneanu, dar pentru că are de onorat mai multe evenimente care nu pot fi anulate sau amânate, nu poate să ajungă în Iași. De curând, manelistul a făcut un gest în memoria lui, asta după ce a lansat o melodie inspirată de povestea lui de viață. În memoria lui Costel Corduneanu. Dumnezeu să-l odihnească, a scris Florin Salam într-un mesaj postat pe Facebook. Manelistul neagă că s-ar fi temut de familia lui Costel Corduneanu. După ce a spus că nu poate fi prezent la înmormântare, au apărut o mulțime de zvonuri potrivit cărora Florin Salam s-ar fi temut de familia lui Costel Corduneanu, și de aceea nu și-ar fi dorit să fie prezent la înmormântare. Manelistul povestea că nu are vreun motiv real pentru care să-i fie teamă de cineva din familia lui. Din contră, se consideră un apropiat al rudelor interlopului. Omul acesta este și va rămâne cel mai mare nume, un nume cu putere și respect, cu curățenie. Cuvintele mele sunt prea mici. Este vorba despre Costel Corduneanu, Dumnezeu să îl odihnească, de fratele meu mai mare. Multă lume de acolo, de la înmormântare, sunt persoane care dau sfaturi, care vorbesc în dezavantajul meu. Eu respect, nu am teamă de nimeni povestea Florin Salam